De 1 decembrie, Muzeul Național Bruckenthal lansează noi produse sub logo-ul destinat baronului. Vorbim despre un sortiment de vin spumant și un altul de vin roșu. Lansarea licorilor bahice va avea loc la ora 13. Licori bahice extrem de prețioase vor fi lansate în ediție limitată la Muzeul Național Bruckenthal de Ziua tuturor românilor. În 1 decembrie, șampania și vinul Bruckenthal vor curge. Spumantul este unul cu totul special. Este obținut dintr-un sortiment unic de struguri fără a se adăuga gaz special pentru efervescență. Vinul spumant este apoi îmbuteliat și ținut 8 ani la beci. Abia apoi acesta este oferit spre comercializare. Și acel vin, sunt doar 5.000 de sticle. 5.000 de sticle și de șampanie și de vin sau... Șampaniu sunt câte vrem, ce, nu ai probleme. Vinul acela, v-am zis, ce, e un vin rar. Vreau să desfăț sibieni, să-i obișnuiesc cu produse de calitate și ieftin. Din câte știu eu, la ora actuală, Silvania aproape tot exportă, deci aproape toată producția se exportă. În Statele Unite, de exemplu, Massachusetts, eu știu pe unde când au fost, exportau, în Germania, pentru că este o șampanie lucrată manual. Deci nu este, nu dau alte nume, să știu, nu de aia de o bagi în sticlă și e cu șampanie. Băga niște 8 ani durează procedura de facere a șampaniei. Deci în aceeași sticlă care o cumpărați astăzi, a fost băgat acum 8 ani de timp și s-au făcut învârtările pe acolo, toate prostile, da? Șampania autentică de Bruckenthal poate fi recunoscută la momentul în care este desfăcută sticla. Asta pentru că, după cum spun specialiștii, spre deosebire de celelalte vinuri spumante la care puțină agitație face lichidul să iasă din sticlă, la spumantul autentic nu sunt emanați decât o cantitate mică de vapori. Hai, băi, nu plecați până nu veți un minut să vedeți cum e. Hai! Faci o Hai, hai copii, hai! La sugestia jurnaliștilor, într-un viitor apropiat, Muzeul Național Bruckenthal va lansa și pahare de șampanie sub aceeași siglă. Până atunci însă, sibieni își vor putea delecta papilele gustative cu cele două tipuri de băuturi. Până la ora actuală, cel mai de succes produs vândut sub marca vestitului baron este ciocolata Bruckenthal.